dragilor, astăzi vorbim despre un subiect care pentru mine este super important și este al doilea videoclip de tipul acesta pe care îl fac pentru că, ce să vedeți, o să fie ziua mea, de fapt mâine este ziua mea pentru că eu filmez duminică și probabil voi o să vedeți videoclipul peste câteva zile, dar fata voastră îmbătrânește și are ceva de împărtășit cu voi, adică ce lucruri a realizat în ultimul an. Așadar, sper să fiți cu mine, nu uitați de like și subscribe, care mă ajută foarte, foarte mult ca acest canal să crească și eu să-mi dau seama că și vă place ce fac aici. Și ce zic? Foarte important. Pentru că fac vârsta de 24 de ani, dar nu mai spuneți nimănui, vă rog, pentru că toată lumea crede că am 17 ani, ok? Toată lumea îmi cere buletinul atunci când mă duc oriunde și cred că nu sunt nici măcar major, dar asta este superb! Este ceva, e cea mai bună veste pe care o poți să o primești. Vă dați seama la 30 de ani? Nu. Am zis te. Ok, nu vreau să mă gândesc la acea vârstă. Așadar, ce s-a întâmplat de la ultimul videoclip de tipul acesta pe care l-am făcut? Ei bine, ca realizare aș spune că m-am angajat cu o experiență destul de mică, am ajuns să nici să visez, nici măcar nu visam atunci când am dat interviul la această companie, cam cea mai mare companie de advertising, numai din România. Această multinațională în care eu, da, lucrez cu cele mai mari branduri din România. Ce facem aici? Este? Salută publicul. Și acțiune! Printre cele mai mari branduri, că evident nu toate brandurile cele mai mari, mai au și alte agenții branduri mari, dar la fel, cresc pentru branduri extrem de mari, pe care pentru, na, un om care abia a ieșit de pe băncile facultății și care nu a avut foarte multă experiență, na, și eu mă refer la cartea de muncă. Am mai muncit, dar nu atât de mult. Adică, ca să înțelegeți în domeniul ăsta, de obicei, oamenii, adică la angajatorii aleg în funcție de experiența pe care o ai și, de regulă, trebuie să fie un 2 ani plus ca să te plătească cât de cât ok și să te accepte și să bla bla bla, tot felul de chestii de genul. Dar atunci când ai și puțin noroc, dar ai și făcut lucruri, ai fost, uite, de exemplu, eu am fost... Wow, cât timp a trecut. Am fost șef de promoție. Am făcut foarte multe lucruri. Am mai fost angajată, dar nu la o multinațională și nu lucram cu branduri atât de mari și nu aveam proiecte pe mână atât de mari. Bineînțeles, am o echipă. Adică sunt parte dintr-o echipă. Nu las oamenii, Doamne ferește, neapărat dita mai proiectele și filmările pe mâinile mele, că nici măcar nu era posibil. Dar am făcut-o și pe asta, asta fac în prezent și un alt lucru extrem de important pentru mine este încă un an de YouTube. Nu mă interesează, adică normal că vreau să fim cât mai mulți, dar mi-am dat seama că de fapt contează că eu fac ceea ce îmi place, voi care sunteți și mă ascultați, sunteți aici pentru mine și pentru că vă place ce sunt ca om și ce vă împărtășesc și informațiile pe care încerc eu să le îmbin cu un pic cu divertimentul și de asta ne mai băgăm și noi în subiecte un pic mai spicy, mai juicy, ca să fie mai interesant, că de ce să vă mint, mie plac. Și până la urmă, băi, o bârfă, bârfa stă la temelia societății, da? Ok? Bine, noi facem neapărat bârfă, facem educațional, cu divertisment, mă rog, anyways, știți voi. Așa, cu ocazia asta vă reamintesc să vă abonați la acest canal care are nevoie neapărat să fim mai mulți, să împărtășim mai multe lucruri, să fim mai mulți oameni faini, să știți ce zic, știți ce zic, plus că vă aștept în comentarii să mai spuneți ce subiecte mai vreți să abordăm aici pe canal. Așadar, revenim la subiectul nostru de astăzi și ziua subsemnatei de naștere și cu ocazia îmbătrânirii au încă un an. Din lucrurile pe care le-am mai realizat în ultimul an ar fi faptul că am eliminat tot ce înseamnă toxic din viața mea, adică am avut prietenii care s-au terminat din cauza faptului că n-am mai rezonat, am descoperit, pentru că în anumite contexte realizez ce fel de oameni stau lângă tine, realizez că de fapt nu sunt prietenii tăi și da, sigur, cu toată lumea poți să ieși la o cafea și să bârfești sau habar n-am ce fac oamenii la o cafea, dar puțin îți pot fi prieteni și pe puțin îi poți numi prieteni. Și sincer, prefer oameni de calitate pentru că odată cu vlogul, cu facultatea, cu by the way, pentru cei care tot comentau că domne, pune mâna și muncește, hei, majoritatea videoclipurilor mele necesită foarte, foarte multă documentare și documentarea durează undeva la 4-5 ore. Doar documentarea, nu mai zic filmatul și editatul, singură pe care le fac, singură. Vezi? Vârsta. What? Ok, vreau să spun că toate lucrurile astea, gata, mi-am adus aminte, toate lucrurile astea ne consumă timp. Încă, disertație,
filmat. Iată, aș vrea să fac mult mai des videoclipuri, dar este foarte greu să-l faci de unul singur. Apropo de fetițele astea de pe internet care spun că ele, domne, muncesc foarte mult, ele astea de pe TikTok și fac 2 cut-uri și 3 mișcări și cam aia e. Toată munca și câștigă, chiar câștigă. O să fii surprins cât de mult câștigă, dar părerea mea este că nu, atunci când fugi după bani, succesul o să fie la fel de scurt. Știți ce zic? Adică, de obicei, când faci ce-ți place, faci cu pasiune, vin și banii, credeți-mă. Sunt absolut convinsă că la un moment dat o să fim o comunitate mare și o să ajungem să facem lucruri mult mai mari. Când va fi, să fie, până la urmă. Și dacă o să crește în greu, care este problema? Nu este, nu mă interesează neapărat cantitatea, cât calitatea oamenilor. Și da, este important să și crească canalul, dar nu mă interesează să fim 100 de milioane de oameni și să vorbesc cu 3 sau... Știți ce zic? Cred că înțelegeți că sunteți oameni deștepți și mișto. Da, faptul că mai continuăm încă un an cu canalul acesta de YouTube și că ne-am mulțit considerabil este pentru mine o... Mă simt foarte grateful, foarte, cum să zic, fericită că încă fac asta din pasiune și nu mă afectează că poate mie nu-mi cresc atât de mult urmăritorii, pentru că subiectele sunt de așa natură încât nu sunt pentru toată lumea. Și o să continuăm, să ne vedem și în anul cu aceleași videoclipuri și știți ce zic. Așadar, am eliminat oameni din toxici din viața mea sau oameni care nu erau cu adevărat prieteni. Am continuat să fac ceea ce îmi place și ceea ce iubesc și anume YouTube. Ce am mai făcut? Se pare că ultimul an a trecut extrem de repede, extrem de repede. Dar am adunat la portofoliu în ceea ce fac destul de multe proiecte foarte mișto, pe care cu siguranță și voi l-ați văzut la TV. Și da, nici măcar nu realizez cum a trecut timpul ăsta atât de repede. Și by the way, uite, un alt lucru pe care o să-l realizez în curând este faptul că o să am lucrarea de disertație și o să am diplomă de masterat și posibil s-ar putea să am un anunț pentru voi mai încolo, dar nu este totul foarte sigur, dar stați pe aici că merită. Și vreau să vorbesc pentru că chiar nu este deloc sigur, apropo de școală și de, mă rog, planurile de viitor. Și ce lucruri am mai apucat să fac? Mi-am cumpărat o cameră nouă, destul de scumpă. Este un lucru pe care l-am realizat și l-am făcut de banii mei. Și este foarte mișto când muncești pentru banii tăi și știi că lucrul ăla, frate, l-ai muncit, nu primești donații pe TikTok și cam aia e. Wow, ce bani am eu și ce mișto sunt eu că bla bla bla. Crezi-mă, atunci când îți... lucrurile din viața ta se rezumă la etichetele pe care le porți și urmăritorii pe care i-ai, o să îmi fii pe internetul ăsta extrem de trecător ca om. Dar când ești ceva mai mult, asta este, crești mai greu, oamenii te apreciază mai mult, poate că succesul tău, dacă o să fie să existe, o să fie mai de lungă durată, o să fii parte de la lucruri mult mai mișto și mai de calitate și așa mai departe. Cam astea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le zic. Nu mi-am făcut o listă clară de lucruri pe care le-am realizat, sincer, cu timp extrem de repede și, cum vă ziceam, lucrurile astea, muncă, vlog și dizertație și așa, mi-au ocupat tot timpul și mi se pare că a trecut extrem de repede. Dar, da, vreau să-mi spuneți și voi, nu știu, poate mai avem gemeni prin comunitatea noastră, știți, voi, cei mai nebuni oameni și cei mai complicați. Efectiv. Scrieți în comentarii cine mai este gemeni sau ce alte zodii mai sunteți și dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi. Așa că eu vă pup și noi ne revedem data viitoare.